mi se zice că pe Raimond și Constantina, da, exact. Din Constanța era. MPF, mirează pentru fiul meu. Și... Ada nu vrea să intre pe live, nu vrea să vină. O să intre și altă dată. Dar poate să ne atași, nu e nicio problemă. Ce ați alege dintre Gabriela și Simona? Nu te pupăm, Adina. Cine e Adina? Adina, pardon. Nu prea ți-a plăcut. Nu că nu mi-a plăcut, dar atunci când mă uitam la televizor și eram mai mic, când era doamna Mirela Vaida, doamne, îmi plăcea la nebunie cu prezentul. Îmi plăcea, îmi plăcea mult atunci. Și acum sunt împreună. I-am văzut pe TikTok pe Andrei, tu nu știi, l-am văzut pe Andrei pe TikTok, era și era un băiat cu Sara, cu tatuaje, așa, și a fost la emisiune cu o fată blondă, Cristina. Dar ei stăteau mult atunci, cred că o bună, nu știu că stăteau. Și sunt împreună și acum, am văzut pe TikTok ce m-am bucurat. Mulțumim pentru cadou, nu trebuie să dați neapărat. Și eu, și eu, i-am văzut pe Teo și Ionela. Da, știu, eu am mai mici de statură. Teodor și Ionela. Nu știu. Da, da, da. E mult tare amirasă pentru fiul meu. Mi-a plăcut mult. Marian și Cristina, nu mai știu pe Marian și Cristina. George, când ai făcut cu Sebi, Teo și Ionela, da? Intră cu Viorel. Păi, Viorel nu mi-a scris și nu știu dacă vrea să intre. E cu Paul Viorel acum, cred. Un an să te auzi, iubire, un an. Constantin și Raimond s-au, Constantina și Raimond s-au despărțit. Raimond era un băiat din Constanța, parcă. Nu mai știu exact. Stăm cu... stai și am văzut. Da, foarte mișto, deci mi-a făcut mult rău de tot. De ce îmi spune Gabriela Inel pe degetul linelar? Pentru că mi-e e prea mare. Am fost ieri la Splendor să-l schimbăm. Am fost ieri la Splendor să-l schimbăm și trebuie să mergem undeva la un service, nu? Aici, la noi, în București, dar n-am fost, că... Na, am fost cu treabă. Ramon de din Brașov. Ram încurcat de Ramzăpășit. Știu că avea o pensiune sau o pescărie, ceva, nu mai știu. Habar da, nu, nici eu nu știu. Și nu dorme, deci nu dormeau deloc împreună până la final. E un an de zi, iubire, tu dai seama. Da, băi, și stăteau și foarte mult. Stăteau un an, da. Da, bă, frate, bă. Îți dai seama un an. Bă, dar mișto. Mișto, eu chiar... Pensiune, da, uite, vezi, avea pensiune. Ce s-o vorbăreț aia. Chiar este, da. Vorbesc mult. Ei place că nu se plictisește. Era foarte mișto emisiunea. Da, și așa am zis și mie, că știu că eu am fost vizionar al emisiunii și m-am învățat pe mine din sezonul 4, Ion și Aurescu toate alea. Dacă mă învăța alea, păi făceam ce am făcut, doamne. Păi asta mă întrebam și eu, zic, dacă și eu primeam indicații, știam ce să fac și așa, bă, nu mai făceam unele lucruri. Nu a putut să-i dăruiască un copil. Pare rău. A câștigat Teri și Cristian. Cristian era băiatul ăla de și-a găsit fratele în altă țară, parcă, sau ceva de genul. Și n-aveau voie nici să facă aceeași pătură. Ma. Nu vorbește să afle întreabă. Vorbește că vorbește, dar nu-i problema asta. Doar că nu m-am învățat ceva ce să fac în staff, gen. Plus că în momentul ăla, eu m-am înscris la mireasa și apoi am vorbit eu cu Ioan. Adică apoi mi-a spus el, i-am spus că bă, mă duc și eu la emisiune, spune-mi și mie. Hai că vă zic acum, că nu știe nimeni cum a fost cu Ion. Știți cum a fost cu Ion? Acum. Că nu știe nimeni cum a fost adevărat. Eu m-am dus la emisiune, m-am înscris. Fără să știu, fără să vorbesc cu el de emisiune, m-am dus, m-am înscris, am semnat contractul și apoi știu că a fost la emisiune și i-am scris: băi, spune-mi și mie, te rog frumos, am voie să-mi iau proteine la mine, că aveam proteine, alea să le iau și eu cu gust, că nu știam dacă mi ajunge bugetul. Și am zis: bă, mănânc și eu asta. Și mi-a zis: da, frate, poți să ți iei. Atât, asta a fost. La senior ai jucat, dacă da, încerc. Am promovat în gradul ăla. Ai, au zis că îi schimbă și ei negru. Da, auzi așa. Că nici date-uri nu aveau. Și prezentatorii erau corecte, nu ca acum, cu preferați. Nu știu, nu, eu n-am considerat vreodată că doamna Simona... Intră cu izoletele. A? Nu știu cine sunt izoletele. Da, e foarte nu. Când întrebam eu de staff pe Ion, el oricum avea contract atunci la antenă și n-avea cum să-mi spună absolut nimic, deci n-am nicio legătură. Era regula 25, deci dacă încărcătea regula 25 care ținea de iubit suprap, mai era grav. Era grav. Nasol. Ce salariu aveați? Știe toată lumea. Nu ieșeau afară. Ai, nici n-aveau date-uri de rog? Mulțumim pentru degete, pentru tot. Mulțumim din suflet pentru punctele, pentru tot. Gabriela, vorbește și tu, te rog. Păi dacă tu vorbești într-una, băi, Vali, nu mai apucam să mai vorbim nimic de tine. A, pentru vorba asta nici nu mai vorbesc până la 12. Zi, Gabriela. Nu mai vezi asta. Am greșit. Stai să mă întrebe cineva ceva și răspund. Așează-ți la Valeria, te rog.
Da, toată lumea ne întreabă ce salariu aveam la Mireasa, dar cred că cu tot ești. Gabriela, ești super, mulțumesc frumos, se completează unul pe altul, chiar așa este. Sebi își bătaie rău. George, ce fac George? Georgica. Georgică. Nu mă supăr. Valentin, dar chiar vorbești foarte mult. Chiar vorbești foarte mult, îți spun, o scoși pe cură. Gabi, mai vorbești cu vreo fată din casă? Până acum nu, n-am Ce mai vorbit. să fie secret? Gabi, Salariu? ce anume? Mă întreabă cineva aici dacă e secret. De ce e vorba de salariu sau de ce? Probabil. Da, ce bani ai la Mireasa? Da, nu știu, fiecare își negociază salariul, cred. Nu știu cum a fost. Nici noi, între noi, nu știm asta, că n-am vorbit despre asta. Citește Și nici nu cred că avem voie să vorbim. televiziune când te simți morți. Dregio. Bună. Fratele lui Cristian a fost și el, nu știu despre Că cine nu vorbești. intri întrebări, Nu erau plătiți, ci că nu erau plătiți? Ce? pornește un subiect. Până la urmă meritați bănuția. Ați fi putut participa la Mireasa pentru filme cu asemenea interdicții? Da, cu Păi cum siguranță. să nu? Ne-am fi adaptat, cu siguranță. Gabi, sunt vecină cu doamna Zenovia. Zenovia la Brașov, mătușa lui Șiruș. Bună, doamna Cornelia, vă pup! Mamă, Mamă, ce ce plăcut plăcut mine, acum. Mulțumesc din suflet, oameni buni, pentru toate punctele astea. salutări, pițigoiule! Nu mai sunt pițigoi, Georgică! Acum sunt doamna Harley. Vai, cum e ca doamna Harley? Ce? Gabi, cum e ca doamna Harley? Senzațional! Băi, dacă l-am văzut acolo, când am semnat în finală, s-a semnat direct cu semnătura cu numele meu, cum ar fi? Numai e cu semnătura veche. Zic, ia uite, băi, semnătura și-a făcut. Păi, dacă mi-am schimbat numele, trebuia să-mi schimb și semnătura, nu? Care a fost cel mai greu moment pentru voi din emisiune? Noi am mai zis, La mine a fost acum. săptămâna aia când ne-am certat și aveam ușile închise, atunci, vai, Atunci simțeam că... m-am zbăricolit rău de tot. Uf! Tu nu erai în casă atunci. Nu, nu eram. Larisa, Gabi, poți să te uiți pe Instagram în privat, dar Georgica nu are o iubită. Păi și fata aia, mă, de era... Hai că zic cuvântul de șurub. De era în chiros și avea palma așa pe fundul ei. Nu e iubita ta? Cine e? Auzi, Georgica, ce-ți face? Nu vreau cafea, mulțumesc. Da, dacă nu e iubita ta, înseamnă că ești goran și umbli cu așa... Scuze. Larisa sau cum o cheamă fata? Nu găsesc mesajul Nu privat, știu dar am de ei. foarte, foarte, foarte multe mesaje, îmi pare rău, dar chiar... Sper ca sezonul viitor să fie mai bun. Să ajute Dumnezeu să fie cel mai bun Da, sezon. da, da. Ce origine are numele meu? Neamț. German. Cum îmi ziceam eu, antrenorii, astăzi facem meci, joacă nemții cu germani. Și eu ziceam, bă, dar cine-s nemții ăștia? Lumea te întreabă dacă ești coada, nu dacă este lângă tine. Vari. Cine face micul dejun? Împreună, astăzi am făcut împreună. Păi, din câte ați văzut și voi, ce ați văzut și voi, asta se întâmplă. Cine se trezește primul dimineața? Corect. Nu vorbi aiurea. Ba da, mă, George, fata aia de mi-ai zis tu, mamă, ce rachetă, că mi-ai luat și cuvântul, am crezut că e iubita ta, dacă nu e, nu e. Acum, Larisa Dorobanțu. Auzi, iubire, să-mi faci o declarație, nu acum, că e târziu și nu o zice la cel mai înalt nivel. Nivel. Școada. Hai cu tap, tap. Gabi, când schimbi Paul, buletinul? ce am făcut? Când schimbi buletinul, iubire, Când o dacă... să merg la Sibiu, o să La spun și Sibiu, când buletinul. mergem. O să mergem pe 10 la Sibiu, cred. La mic dejun pui și o floricică, pun un salut. Sebi, tu Ba, cum acum trebuie te întreabă lumea? să... Unde vă stabiliți, Vali? Bă, acum o să stăm o lună. Până întâi începe Gabriela munca. Până atunci o să stăm aici. La mine. Am înțeles. Ce m-ai întrebat? Că n-am auzit. Nu mai știu. Ai primit patru gogoși, iubire. Oh, ce drăguț! Mie îmi place mult Reușiți mâncare. să dormiți bine împreună acum. Pun mâna sub capul meu, mână peste și dormim până dimineață. Ce Bună, faci Ramona, cu mulțumesc la fel. E cu tata, doamna Flor. Vin, vin. Vă luați chirie în Sibiu? Dar Da, ne sunt chiar mulțumim. vreau să recunosc dacă e sau nu cu Ada. Păi, dar nu vi se pare că... Se întoarce la Deci poliție, să da. fie rușine cu ea. Mamă, ce de puncte, iubire. Dar de unde? Mulțumim frumos! Dar nu știu de unde așa multe. Degete. Dacă mi-era rușine și ea, aveam ceva de ascuns amândoi, clar nu se afla niciunul dintre noi. Dar cât timp ea pune un story și îl pun și eu și se vede clar ce facem împreună, e normal, nu? Adică nu ne-am ascuns. Un comentariu, scuze. Vali, tu ce o să lucrezi la Sibiu? Ce lucrăm și aici? Fiecare își negociază salariul acolo. N-a schimbat nimeni la emisiune. Gabi,
A spus că începe pe 1 februarie, teoretic, dar practic nu se știe. Ce înseamnă asta? Ce să o să vedem ce înseamnă. Să sperăm că începe. Cum e? Să sperăm. Cum e iubirea? Să zicem că da, să sperăm că nu. Băgați și pe Georgica, că n-avem cum. Locuiți împreună tu cu Ada? Nu, nu locuim împreună. Nu locuim împreună. Vari, etichetează și pe Gabi în postări. Pe TikTok n-am cum să o etichetez, că are niște setări ciudate și nu am stat țărăie. Va decurge totul și o să luăm și o hotărâre. Dacă o să ne muteam împreună, dacă... O să vedem. George, lasă-ne, stăiască... Pune-i lui Valentin că îi mulțumesc pentru blog. Îi deranjează adevărul. Cu plăcere. Fă-ți cont intră că îți mai dau o dată. Dacă faci mântă, îi chem pe Bogdan Cioranul. Nu știu cine e. Mulțumesc frumos, asemenea și dumneavoastră. Vin și eu în tăi. Gabriela, nu poți să te văd pe Instagram. Cine? Nu știu, a zis Florentina. Nu Cotica. Știu de ce. Dacă ați putea ce a schimbat remisiune, nimic. Ce vrei să fie aici? Ibi, cam ciudată poza cu fosta Cătălina și Ada actuala, nu crezi? A întrebat cineva. Băi, dar dacă ați înțeles voi, Cătălina n-am avut o relație. Am câștigat, bucur. Bucur, yeah! Scrie acolo, vezi? Bună, Ada, ce faci? Bine, voi? În sfârșit. În campat, mă, în sfârșit. Vezi că te caută lumea aici, Ada. Am auzit că de-aia am venit. Ce faceți? S-a lăsat greu așteptat. Ce tu faci? Cum e la mama soacră? E frumos. Mă bucur. Deci n-a zis nu, fii atentă. Vezi, am prins-o. E frumos și la Călăraș. Ce somnic? Vă pupăm, vă pupăm. Pupicei mulți, vă pupăm. Bă, dar voi când v-ați văzut cu Viorel, unde ați fost? În București aici? Am fost și noi în București pe 24 și după au venit și ei în Călăraș și au venit la mine. Ah, că mă miram, că noi pe 24, noi când am, pe 26 am tot, nu? Da, parcă da. Pupiți. Gabi, vrem să te vedem. Hei! Uite și... unde e mânzata de Gabi. Dau niște mesaje și nu-i frumos să stau așa cu telefonul aici. Sunteți minunați, Ada și Sebi, spune lumea. Sunt frumos și Ada și Sebi împreună. Ada e superbă. Celor care ne plac și ne iubesc și celor care ne critică și ne înjură. Crește împreună. Da. Mulțumim, mamă, ce detalii. Mulțumim, unde locuiți în București? A, da, sunteți împreună. O întrebați pe ei. Mergeți aici și întrebați pe ei. Că ei nu văd întrebări dacă mi-e scrieți mie. Eu vă iubesc. Vai, câte sunt. Da, am și slăbit, m-am auzi schimbat. Da, tu te-ai încercat cu Vari. Mulțumim. George Cornel, unde ești? Prefera să le discutăm afară și să luăm o decizie afară. Foarte bine. Și doamna Dorina chiar este o femeie minunată. De asta a fost așa mare uimire. Dar persoanele care ne-au susținut și care au fost lângă noi prin scrisori și în momentele când noi nu mai făceam față psihic acolo, știu absolut totul despre noi și așa contează despre noi cel mai mult. Valentin și Gabriel. 14 minute, măi, Vali. Am 14 minute, mulțumesc. Da, vreau să nu mai scrieți de trecut și de ce a fost. E ok, dacă vreți să ne vorbiți, să ne criticați pe noi doi, să ne apreciați pe noi doi, ok, dar nu mai... Ce stricut trecut în aici. Mulțumim. Zi, băi, Vali, când vii în București? Eu? Când vin sau tu? Păi când vii tu? Păi eu sunt acum. A, deci tu ești acum? Yes. Pe ce poți ai jucat? Fundaș dreapta și fundaș central. Ce face doamna Flori? Poate ne vedem. Cum a fost cu tata? Au mâncat și ei, au gătit pentru Revelion, au avut niște musafiri și cred că s-au mândoi, nici nu știu ce fac, sincer. Cloniță? Cloniță, acum m-am dus să iau niște apă de aici, din, cum se numește, zonă, s-o busin, nu mai știu cum se numește, din Foișor, că avem apă acolo și a luat niște apă și era mâncat. Mânca, bă, dar grați rău, doctor, bă, nu se poate, bă, nu mai se obește. Trebuie să mă duc să-l operez, bă. Trebuie să mă duc să-l operez, că dacă nu-l operez, o să fugă pisicile astea ale mele, că sunt fete și sunt operate, știi? Am înțeles. Măi, oricum, super tare gestul. Adică super.
Mi-era milă de el, pentru că îl bătea Tomiță prea tare și era prea frumos pisoiul ăsta și am zis, bă, ia să rău acasă la mine. Da, pe era mai bleguț. Seba, mă invit la nuntă. Dacă să fie și nuntă, o să vă invităm, noi ne grăbim. Nu mai vrem? Pe Cărniță, grijă la stare. O să-i vedeți, era vagă pe Cărniță, cum arată. Vrem să-l vedem. La mulți ani de la Sibiu, la mulți ani la Luca și ție, anul fericit. Eu aici, în curte, am făcut o căsuță pentru pisici. Am patru pisici cu Cărniță, că e a patra. Și stau toate acolo și n-am cum să intru peste ele în casa acolo. Ce vezi tu copiii Sebi când stai cu o furăcioasă? Da, păi n-au zis că i-am furat inima. Așa este, aveți dreptate. Ei știți de rău ca și are, unde sunt, habar n-avem. Și nici nu ne interesează. De ce vorbești și numele? Poate eu vreau să știu. Auzi. Nici pe mine. Nici pe mine. Eroare. Și eroare 404. Problem. Mulțumim, te pupăm, Cris. Ne arăși pe doamna Flori. Nu pot, că n-am cum să o arăt. Chiar n-am cum, credeți-mă. Nu, nu mai vrea doamna Flori să mai apară pe nicăieri, a? Doamna Flori e omul... Te pup, Cami. E zona zero. Nu mai vede nimeni câțiva ani. Dar de ăștia doi te interesează mare. Păi mi-am interesează de nevastă mea. De soția mea, că mi-a zis să nu mai zic așa cu nevastă mea. N-are de ce mă rea camera. E bine așa. Cum e viața de, viața de căsnicie pentru voi? Da, e, cum e? La fel ca înainte. E la fel, mă, ce e mare. Atacă e mișto că uite, locuim împreună, știi? E tare mișto. Te trezești, mănânci, te duci, te primi sau faci treabă, muncești. E tare mișto, mi-e place mult. Serios. Nu mai e treabă de nimic. Nu mai luați răutățile astea în seamă, da. Fiecare ce dorește. Ce știi, Zemina și Cosmin, nu știu nimic. Cărniță. Cărniță ce să facă? Ieși pe aici. Doamna Flori cu revitație. Doamna Flori Magneto. Doamna Flori Top. Stați cu minți. Gabriela Ciroche, nu vedeți de la toale de chirurgia. Totul s-a lupetă. Pupici Gabi și Vali. Aveți mare dreptate, mare dreptate. Mor de dragul vostru când vă aud cu hate-ul ăsta. Ajutați-ne cu hate, perfect. Vă scriem și un plic, vă lăsăm un plic la final și băgați acolo cât mai mult hate, că ajută. O să ne mutăm la Sibiu. Cine zice că am vorbit și cu Viore, la început. Ce înseamnă tap-tap? Gen, apeși așa pe ecran și îți dă inimă. Da, bă, ia uite, mă, se apăsă pe ecran. Trebuie să mă apăsă. Păi așa poți învățări, de puncte, dar... Înapoi la copii. Mamă, Sebi, cât de... Stai de puncte, nu are Sebi. De mii, de inimi, și noi câte avem? Și noi, păi nu știu. Când scoți foarte mult, nu știu, o greșeală în evidență și părți negative, să știi că aceleași răutăți. Dar dacă ești un om demn sau o femeie mișto, o să vezi și lucrurile frumoase și o să le scoți pe acelea în evidență. Deci asta spune ceva despre tine sau despre voi care aduceți hate la adresa noastră. Ah, se blochează, să nu mai dai. 130 de K. Gabriel, ce 130 de K? De ce o jignești pe soția mea? Ești cam urât. Retard. Îmi place bine, mulțumesc. Toată firea, bă, frate, stă să jignească. Doamne, mie nu vine să cred. Da, deci tu știi că, nu știu, sunt foarte multe persoane care au până în seara. N-au ce face, mă. Eu bă, chiar nu îmi place de cineva, pe cuvântul meu, dacă stau să-l urmăresc. Du-te, bă, lasă-mă, exact. Nu-mi place de tine. Stau să mă... Deni și Viorel sunt bine, cel puțin erau când am vorbit cu ei și cu siguranță sunt și acum. Ai vorbit urât de Vali și Gabi. Cine a vorbit urât? Să vezi ce te bat. Sebi, ne spune că nu vrei să auzi de Ada. Bă, dar nu mai spuneți despre Sebi și Ada, nu există ei dacă vrei să răspundeți ceva. Veniți aici, că vă răspundem noi. Da. O să-i dau bucă așa. Nu e vorba de hate. Nu e vorba de hate. Nu ai să căuta la noi. Gata. O să citim ce vrem oricum. Voi puteți să scrieți ce vreți. E frumos asta, e bine. Da, dar e... Foarte fain, mulțumim. E de partid, e bună zona? Mhm. Da? Păi ia să vezi, iubire. A, dar e eu, nu sunt răi. Nu băgăm, nu intra și cu Gabriel, nu știu, să vorbim zile viitoare. Gabriela Păpușica, chiar că. Chiar suntem, mulțumim. Voi pe când nuntau, mai e destul. Sebi și-a lăsat, nu? Deci dacă îmi scrieți mie mesaje, revăd doar eu, nu revede și Sebi. Nu știu. Da, vă mulțumesc. Și atunci trebuie să ții apartament, iubire. Invitați și pe Viorel și Deni. Păi nu știu dacă vor să intre sau dacă habar nu am cum se face.
Gabriel, lasă telefonul cu 13 pe mine. Lasă-o să stea, că îmi faci. Lasă-o să stea cu mine, să-ți ia mai o nouă niște mica și îi pune lui. Dar nu și pe tine. Da, e ok. Sunteți invitați la debutul noului sezon? Nu știi nimic încă. Vă vreau, dragilor, că nu mai am bătăgat. Mulțumim și pentru cele bune și pentru cele mai puțin bune. Dacă sunteți puternici să te numărul 1, ce să fac? Câți ai SB pe live? 407, cred. Oho. Păi chiar are treabă, credeți-mă. Cum credeți că o să fie sezonul ăsta acum, cel 7? Cum? Cum credeți că o să fie sezonul 7? Bă, cum a zis și doamna Simona, din ce avansează sezoane, nu o să mai fie așa mișto, că lumea deja învață tot mersul, știi? Uh-huh. Depinde, dacă se duc oamenii așa cum au fost și la noi câțiva, e mișto să nu știi. Chiar e mișto să nu știi nimic, dacă știi nu mai are farmec. Ia. Yeah. Și chiar dacă știi oricum, nu poți să faci nimic, că nu ține de tine. Tu poți să ai cele mai bune teme făcute, dacă nu e nimeni pentru tine, ce faci? N-ai ce să faci. Da, că nu voiam eu pe Ada la început. Noi nu ne cunoșteam destul de bine și nu ne știam atât de bine poveștile de viață, dar credeți-mă că odată ce am auzit povestea și așa, e total diferit situația. Mamă, de uite. Prietenia formată încă din competiție și te-a păstrat și în afara ei.